A plecat de acasă și nu s-a mai întors. Un bărbat de 78 de ani din Chișinău a dispărut pe 31 august, iar din acea zi rudele nu mai știu nimic de el. Ivan Zlatiev are înălțimea de 1,70 m, corpulență medie, ochii căprui și părul cărunt. Pe mâna stângă bărbatul are un tatuaj. În ziua dispariției purta o cămașă albastră, blugi albaștri, centură maro și era încălțat în șlapi. Persoanele care l-au recunoscut pe bărbatul din imagini sau dețin informații despre locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Ce informație poate fi utilă?